Bun găsit, stimați spectatori. Iată, alături de noi și de dumneavoastră în această emisiune este doamna Elena Pițian, purtător de cuvânt la DSP Gorj. Bine ați venit în emisiunea noastră. Suntem și noi un pic virusați, să spunem așa, sau să fim în ton și în trend cu întreaga țară, pentru că acum, mai în glumă, mai în serios, cazurile de virus sunt mult, mult mai multe decât anul trecut. Virusii și tulpinile parcă ar fi altele, pentru că avem și frisoane, și febră, ne curge nasul, ne doare capul. Cum stăm în Gorj și vă întreb la noi aici în județ, pentru că cele mai multe cazuri, deci alarma este pe Constanța, Iași și București. Da, în primul rând, bună seara. Într-adevăr, se pare că această perioadă este dominată de viroze și pneumonii. Din fericire, nu am avut înregistrate cazuri de gripă în județul nostru. Iar la viroze avem, pe săptămâna trecută, practic 1366 de cazuri, cu 78 de internări. Dintre acestea, cele mai multe le avem la copii. Ei sunt cei mai afectați. La grupa 0-1 an avem 134 de cazuri, la 2-4 ani 208 cazuri, iar la grupa 5-14 ani 434 de cazuri. Extraordinar, ce mulți, totuși. Practic este grupa de vârstă care merge și care sunt copii în colectivitate și avem aici foarte mulți copii bolnavi în colectivități. De asemenea, la 15-49 de ani, deci la populația activă, 322 de cazuri. Practic, intrăm în contact unii cu alții, frecventăm aglomerațiile, avem, din păcate, și persoane care nu știu să se protejeze, nu știu să ne protejeze pe noi cei din jurul lor. Și atunci, asta voiam să vă întreb. Inevitabil, suntem puțin, avem un minus aici. Exact. Avem un comportament minus, și educație. Exact, avem un minus, pentru că de foarte multe ori, chiar dacă suntem bolnavi, mergem în supermarketuri, mergem cu mijloc de transport în comun și n-ar fi asta o problemă dacă ne-am folosit corect batistuța și am strănutat discret și nu ne-am împrumutat, să zicem, virus și către alte persoane. Și, bineînțeles, ca și părinți, nu știm să ne ținem copiii acasă atunci când sunt bolnavi. Îi ducem în colectivitate, de aici numărul foarte mare de 434 de cazuri. Deci este elocvent. Dumneavoastră de SP-ul ați mers, ați discutat în grădinițe, școli, cu reprezentanții de la vârf, ca să vedeți ce se poate face. Da, sunt, să spunem așa, părinți care, din păcate, n-au cu cine să lase copiii acasă. Noi am discutat și cu cadre didactice și cu cei care supraveghează zi de zi micuții în grădinițe la grupele preșcolare și îi rugăm să le recomande părinților să-i țină acasă pe copiii care sunt bolnavi. Dar este foarte greu să faci față atâtor părinți care nu înțeleg acest lucru și asta nu în primul rând, nu foarte mult pentru a-i proteja pe cei din jur, să spunem așa. În primul rând trebuie să se gândească la micuții dumnealor, pentru că un copil care este ținut acasă se vindecă mult mai repede și tratamentul are o evoluție mai rapidă spre bine decât dacă îl scoatem din nou în frig dimineața. Și nici nu poate face față cerințelor, bănuiesc. Exact, știu, sunt oposiți. Am apucat să spun așa, să fiu și eu virusată, să am temperatură, să nu mă ridic din pat. Bine, ei cei mici nu sunt așa ca noi cei mari. Ei sunt mai energici și atunci când au febra 38. Abia după 38 cu 5 îi vezi că își pun capul pe perină. Dar v-aș mai întreba, s-a modificat tulpina virusului? Pentru că neoficial se vorbește despre acest lucru. Despre ce virusuri vorbim și despre ce vaccinări ar trebui să discutăm, având în vedere că de la un an la altul, chiar dacă ne vaccinăm, tot stăm cu nasul în batistă. Da, apar mutații genetice, se pare că în fiecare an apar astfel de mutații. Ne vaccinăm pe anumite tulpini și apar alte tulpini care circulă. Și asta și datorită nouă, să spunem așa, ca și specie, pentru că ținem puțin cu virusii. Luăm tratamente haotice, devenim, să spunem, fixați pe o idee că trebuie să luăm antibiotic atunci când suntem bolnavi și ne administrăm tratamente fără indicația medicului, fără să întrebăm medicul dacă avem nevoie de antibiotic sau de anumit gen de medicație, și atunci este normal să
alimentăm și să creăm acelui virus o rezistență la... Exact. Și atunci știința merge puțin mai greu decât mutația genetică a virusului respectiv. Este foarte greu să... Și este greu să preconizezi mutațiile pe care le vor face în timp. Și, bineînțeles, un vaccin are și o anumită perioadă în care este fabricat, în care este ținut în incubatoarele respective. Un timp în care se face. Exact. Și atunci este normal ca el să fie depășit după o anumită perioadă de timp în care se fabrică și lanțul de producție este dificil, este complicat. Se zice că virozele nu se vindecă în niciun caz cu antibiotice și totuși sunt medici care dau antibiotic doar ca să protejeze alte organe. Normal, o viroză se tratează cu tratament simptomatic, respectiv pentru tuse, pentru febră, durere de cap. Deci antitermice. Exact. Deci nici de cum cu antibiotic. Antibioticul practic îl folosim în momentele în care avem o infecție, în care suntem și avem o certitudine că trebuie să luăm acel antibiotic. Este cazul pneumoniei care trebuie să o tratăm cu antibiotic. Și aici am avut foarte multe pneumonii. Am avut un total de 1012 pneumonii înregistrate. Numai acum? În exact, decembrie, într-o ianuarie? Săptămână, sau nu, doar într-o ianuarie? Săptămână. Într-o singură foarte săptămână. Mult. Și la copii? Și, da, și avem 215 internări. Iar la copii avem între 0 și 1 an 39 de cazuri, între 2 și 4 ani 46 de cazuri și între 5 și 14 ani 28 de cazuri. Practic... A fost spitalul în carantină? Din câte am înțeles, s-au impus anumite restricții în secția de pediatrie și în secțiile cu risc. Persoanele care vin în vizită, deci aparținătorii celor care sunt internați, chiar sunt rugați să nu intre în unitatea sanitară dacă sunt bolnavi. Au fost paturi pentru toți pacienții și vă întreb asta pentru că la un alt spital de aici, din Gorj, pacienții nu sunt primiți pentru că nu mai este loc și sunt programați, chiar dacă sunt extrem de suferinți, la 2 sau 3 săptămâni de la debutul și declanșarea unei boli. Din câte știu, nu au fost probleme, oricum... Chiar dacă este, să spunem, o supraaglomerație în spital, nici de cum un bolnav nu este trimis acasă în condițiile în care este foarte, foarte bolnav. În primul rând, trebuie să ne gândim că fiecare om reacționează și are un tratament specific și reacționează diferit de la persoană la persoană. Nu poți să spui că o persoană este mai gravă decât cealaltă sau chiar dacă este mai de o pneumonie. Au fost și cazuri de deces datorită pneumoniilor netratate. Da, chiar vreau să vă întreb că o fetiță de 14 ani, știți cazul la nivel de țară, da, la Arada a murit și voiam să vă întreb, putem trata virozele astea acasă cu medicul prin telefon sau... Nu cu medicul prin telefon, ci cu un consult la medicul de familie, la medicul specialist, dacă dumnealui consideră că este nevoie să meargă la un medic specialist. Și dumnealor sunt cei care hotărăsc tratamentul pe care trebuie să-l urmeze. Da, tratamentul se face ambulatoriu, se face la domiciliu. Sunt servicii și cadre medicale care fac aceste tratamente la domiciliu. Foarte mult se merge pe medicația, nu neapărat injectabilă, ci acele pastiluțe pe care fiecare le putem administra acasă, bineînțeles, după schimbul de tratament, stabilită cer de către medicul specialist. Oricum, debutul e foarte fulminant la această tulpină de virus, având în vedere că la câteva zile de la contactul cu o persoană bolnavă ești deja și tu în pat și, așa cum am mai spus, au fost viroze însoțite de temperaturi nu mai mult de 38,5, dar, mă rog, pentru un adult, încă o dată specifică, nu e la fel ca temperatura aceeași la un copil. Da, vedeți, noi deja avem un organism un pic imun. Sensibil. Imunitatea deja este terminată. Nu ne alimentăm corespunzător. Sunt N cazuri pentru care nu ne alimentăm cum trebuie. Îmi cer scuze dacă eu am omis să vă spun, stimați telespectatori, că puteți să ne trimiteți SMS la numărul afișat pe ecran. Da, vă ascult acum. Deci noi avem o imunitate scăzută și nu ne alimentăm așa cum trebuie. Din N motive.
începând de la motivele pe care domnișoarele noastre le invocă, acelea de a-și păstra silueta și de a arăta ca și niște fotomodele, nu se mai alimentează și nu se mai hidratează așa cum trebuie și organismul deja suferă. Din păcate, sunt persoane care nu-și permit să se alimenteze așa cum trebuie, pentru că situația financiară nu le permite să... Așa este. Și preferă să-și hrănească copiii și dumnealor să mănânce, să spunem, ceea ce apucă și o alimentație mai săracă. Sau sunt bătrânii care, dumnealor, din nou, și motive financiare și vârsta spune cuvântul, sunt persoane singure care de foarte multe ori nu pot să meargă la piață să se aprovizioneze și mănâncă ce apucă și ce au în casă. Și este trist că eu am mai spus-o și am un of al meu, că uităm să fim oameni și uităm să ne apropiem puțin de cei din jurul nostru. Dacă vedem un copil pe stradă, nu-l catalogăm decât ca și cerșetor sau că cerșește pentru altcineva mai mare, nici de cum pentru el. O persoană în vârstă deja încercăm să nu o vedem și trecem pe lângă ea și din nou nu ne întrebăm dacă bine, are nevoie de ajutor. Bine, asta pentru că protecția socială are de suferit, că știți că și asta se sancționează, cel puțin în București, dacă intri acolo la metrou, spune clar că încurajezi ceea ce n-ar trebui să faci. Bine, vorbesc de oamenii pe care îi știm și care sunt aproape de noi. Poate avem vecini bolnavi, poate avem vecini singuri, persoane în vârstă care nu se pot deplasa și uităm puțin să le batem la ușă, să întrebăm dacă au nevoie de ceva din piață sau un medicament pe care trebuie să-l ia. Și bătrânii au foarte mult de suferit, iar copiii nu știu să ne spună ceea ce au, nu știu să spună ce-i doare, nu știu să ne spună atunci când încep primele simptome de boală. Noi ne dăm seama că avem dureri de cap, avem amintiri, stări de rău, dar micuțul de la gosta săpezii, să spunem, sau mersului în aer liber a jocului cu prietenii, nu mai spune că doare gâtuțul sau nu se simte bine, ci el abia așteaptă să iese afară. Și atunci organismul nostru, așa cum am zis, venim cu această imunitate scăzută și problemele care apar de zi cu zi, nu mai uităm să spunem și stresul, care deja este pentru fiecare dintre noi un factor care ne slăbește puțin organismul. De aici și noi nu mai putem lupta cu virusul și cu boala care bate la ușă, să spunem, în orice moment. Haideți să ne raportăm puțin la vaccinare, pentru că și aici părerile sunt deja împărțite. Mai mult decât atât, în ultimii ani se observă o scădere a numărului copiilor, să mă refer la ei, vaccinați, pentru că nu se mai dorește de către părinți acest lucru, având în vedere amalgamul de informații venite pe diverse surse care, să spun așa, îi împiedică pe părinți să iau asemenea decizie. Dumneavoastră, DSP-ul, spuneți tot timpul, alături de medicii de familie și nu numai, că ele sunt foarte importante, ba mai mult că sunt cele mai importante în asemenea cazuri. Nu putem să facem noi lumină sau să convingem pe cineva, pentru că până la urmă nici nu știm care e adevărul. Dar totuși, vin aceste vaccinuri antigripale, vin de multe ori toamna, că atunci trebuie să vină. Cu un mic întârzier, că s-au mai dat la știri și situații de această manieră, dar vă întreb, ajung ele pentru toată lumea? Ajung acolo unde trebuie? Rămân doze care, iată, sunt distruse apoi? Să începem cu sfârșitul. Nu, la noi nu au mai rămas doze care se necesită distrugerea. Practic, au existat în teritoriu raportate la un moment dat, dacă nu mă înșel, săptămâna trecută, cred că 27 de doze. Doze care practic nu s-au regăsit în persoane vaccinate. Dar aici pot să intre și cazurile accidentare în care un vaccin se deteriorează, se sparge, deci nu putem fi siguri chiar că acele 27 de persoane nu s-au vaccinat. Pentru că se și pierd pe traseu, în sensul că se sparge o fiolă. Sunt și ele din sticlă, sunt manevrabile de către foarte multe persoane sau chiar în ambalaje pot fi distruse. Am avut 6600, dacă nu mă înșel, de doze de vaccin antigripal în acest an. Noi le-am distribuit medicilor de familie în teritoriu, la centrele unde avem copii, în centrele de protecție socială, bineînțeles, cadrelor medicale care și dumnealor intră în contact cu persoanele bolnave și sunt primii care trebuie să se vaccineze. Vaccinat? Da, sunt vaccinată. De ani de zile mă vaccinez și eu cel puțin am avut probleme cu răceala. Exceptând, să spunem,
că răcești în sensul de a sta în curent sau avea o sinusită care poate să apară, dar viroz, gripă, nu am avut temperaturi probleme. Și frisoane. Astea, da, chiar am scăpat și chiar am fost încântată că am făcut vaccinul, pentru că cred că de ceva ani buni n-am mai avut să stau, să zic, lată la pat, să nu pot să merg datorită gripei. Bine, că dumneavoastră acolo sunteți și cei mai expuși, aș putea spune că sunteți în contact direct cu persoana bolnavă. Da, suntem și expuși și, bineînțeles, și noi avem aceleași, să spunem, condiții ca și cei din jurul nostru și noi avem imunitatea scăzută. Este iarnă și temperaturile sunt așa cum sunt. Dar noi am încercat să-i protejăm în primul rând pe cei care, cum spunem noi, sunt în prima linie. Cadrele medicale, deci asistenții medici, persoanele de îngrijire din centrele de protecție socială. Apoi bătrânii și copiii. Exact, bătrânii peste 65 de ani și care au boli cronice, pentru că închipuiți-vă totuși o boală cronică suprapusă cu o viroză, ce înseamnă, organismul este și așa tarat și are foarte multe medicamente personale pe care trebuie să le administreze, și atunci o viroză chiar de foarte multe ori contribuie la pierderea persoanei respective, pentru că nu fac față și boala pe care o au. Eu știu, sunt hipertensiune arterială, sunt acele probleme care apar la persoanele care au accidente vasculare, sunt diabetici care din nou au probleme. Și o pastilă în plus pentru dumneavoastră înseamnă foarte mult. Aici în Gorj putem vorbi despre un segment de populație care este pro-vaccin, adică toate cele distribuite au mers acolo unde trebuie și oamenii s-au supus efectuării vaccinului, sau ați întâlnit și persoane care l-au refuzat? Ce știți de la medici de familie? Nu. Centralizat? Da, aceste doze practic au fost folosite de toți cei care au vrut să facă acest vaccin. Nu este un vaccin obligatoriu, este un vaccin pe care fiecare îl face sau nu-l face după cum consideră de cuvință și cum știe să se protejeze și să-și apere sănătatea. Așa cum am zis, sunt anumite tulpini selectate în acest vaccin, ceea ce nu înseamnă că dacă am făcut acest vaccin nu o să ne mai îmbolnăvim. Putem oricând să contactăm o altă tulpină care nu a fost în vaccinul respectiv și atunci putem face boala. Dar acest tip de vaccin ne ajută foarte mult să ne întărim puțin sistemul imunitar. Ne ajutăm să lupte și să lucreze mereu organismul nostru, să nu stea în această stare de latență și să aștepte ca boala să își facă simțite efectele în organism. Da, chiar mă uitam că virusul se numește așa AH3N2 și mi-am notat la un raport de 179 de cazuri, el e cumva defalcat, adică 86 de cazuri erau cu virus de tip A, 42 de tip H3, 24 H1, 20 nesubtipate și iar 93 de cazuri tip B. Iată că până la urmă, de la an la an, chiar asistăm la o fracțiune de maniera asta care îmbolnăvește un segment mai mare de populație față de un sezon trecut. Da, pentru că, așa cum am zis, nu ne protejăm, ne administrăm tratamente așa cum nu trebuie și normal că în momentul în care obișnuim organismul cu un anumit timp de medicament, în momentul în care noi avem nevoie de acel medicament, nu vom mai avea efectul scontat. Dar credeți dumneavoastră că persoanele care sunt mai imune, care știu eu, mănâncă mai multe legume, mai multe fructe, mai mult bio, chiar așa or fi și dintre cele care, dacă stau cu o persoană bolnavă, chiar nu ia virusul? Sunt și astfel de persoane. Sunt persoane care au viața activă, care știu să folosească din alimentație tot ceea ce este bun. Bine, am întâlnit mai mult, în general spun bărbații că se îmbolnăvesc mai greu decât femeile și copiii și bebelușii și așa mai da, departe. Da, pentru că dumneavoastră practic au viață mai sportivă, să zicem așa. Deci au mult mai multe activități decât poate o femeie. Noi dacă avem activități, avem stil la locul de muncă sau stil de acasă unde deja suntem tot în mediu închis, oboseala și stresul la o femeie este, să spunem, bine, mult mai mare. Eu continui să spun că noi muncim dublu. Exact. Ca să dar, ne lamentăm acum. Dumneavoastră poate au timp mai mult de sală, au timp să-și regleze, să spunem așa, și dieta și noi ca mame mai uităm să mai
mâncăm ceea ce trebuie și ne axăm mai mult pe copil decât... Dar fiecare dintre noi suntem, nu știu, suntem tipare, suntem unicate, practic, fiecare acționăm într-un anumit fel. Poate contactăm virusul, dar nu facem boala, contactăm virusul și facem o boală mai ușoară, o formă mai ușoară. Dar de ce generația este mai predispusă decât alte generații? Sau poate nu era așa informație pe alte vremuri și nu aveam acces la ea și nu știam? Sau noi, părinții, atunci când se nasc micuții, deja îi cocoloșim, să folosesc termenul ăsta popular, și nu le dăm ocazia să-și formeze imunitatea de care au nevoie mai târziu? Greșim și noi undeva? Da, cred că e vorba din toate astea câte un pic. Pentru că deja noi trăim într-un mediu poluat, într-un mediu în care nu mai avem, să spunem, alimentația pe care au avut-o bunicii noștri. Eu una am avut un caz concret, bunicul meu, care la 92 de ani avea o rezistență și o forță fizică mai mare decât o aveam noi acum 10 ani când dumnealui trăia. Deci aveau altă rezistență. Au mâncat mai sănătos, au mâncat mai, eu știu, la program. Nu au avut stresul. Într-adevăr, munceau foarte mult fizic, pentru că nu este ușoară viața la țară și mânca la agricultură, mai ales... Dar e mult sport acolo. Exact. Dar mâncau, practic, alimentul... Nu cunoșteau ei ce stale îngrășăminte, că era și, doar gunoiul de graj. De ce să ne spunem, poate totuși aceste îngrășăminte chimice și tot felul de poluanți care sunt în jurul nostru pot să aducă mutații genetice, ceea ce face ca și noi organismele care la rândul nostru dăm naștere altor organisme să nu mai fim atât de sănătoși, să avem și noi probleme în momentul în care apare un bebeluș, iar bebelușul din primele zile deja se observă o scădere a mamelor care alăptează la sân copilul, deja ei consumă lapte praf, nici de cum laptele matern. Încă din primele zile alimentația lui nu mai este cea pe care ar fi trebuit să o primească. Și... Apropo și de laptele de vacă, ați văzut că acum circulă informații că, din contră, trebuie stopat, că nu e la fel de bun cum credeam sau cum l-am folosit noi când eram mici. Informațiile apar și dispar foarte repede. Dar e un folclor. Exact. Și sunt de foarte mult contradictorii, nu știi ce să crezi și ce nu crezi. Și... În deruta aceasta, până la urmă, exact, nu mai știi și ce anume și au răsfăit copiii și, și noi, pentru că spunem că nu mâncăm un produs, dar poate că acel produs este mai dăunător decât altceva. Sunt și interese economice, sunt și interese, nu știu, sunt mulți, mulți factori care duc la aceste informații, exact cum a spus și cu vaccinurile, că sunt bune, că nu sunt bune, să nu facem sau să facem. Țin să spun că aceste vaccinări, practic, nu e vorba de vaccin antigripal care nu este obligatoriu, dar sunt acele tipuri schema. De vaccin care, exact, este o schemă de vaccinare obligatorie, o schemă pe care trebuie să o respectăm. Și haideți asta să ne oprim că... și asupra ei, pentru că, exact, iată, vine primăvara, fiecare copil la o anumită vârstă, un an, 4 ani, trebuie vaccinat și, din nou, aici, cum spuneam, sunt mulți părinți care refuză. Practic, vaccinarea un copil începe din prima zi de viață, din primele momente așa în care e. Se naște. Și să nu uităm că sunt boli care datorită vaccinării au fost eradicate. Dar știți, acum neoficial vă spun că mulți copii sunt alergici, mulți din generația celor mici, și se zice că acel vaccin primul din ziua de naștere, nu-i dăm numele, conține albuș de ou. Albușul de ou care se bagă în alimentația unui copil după 6 luni, la 8 luni, deci se știe lucrul deci ăsta. Deci nu conține albuș de ou. Sunt într-adevăr selectate pe albușul de ou, dar cantitățile sunt foarte, foarte mici încât nu pot să pună pericol într-o doză atât de mică. Deci asta vă spun că am discutat cu un doctor homeopat, da, o doamnă doctor homeopat, care ea nu și-a vaccinat cele două fetițe. Da. Totuși riscurile sunt mult mai mari decât a face vaccinul, pentru că în momentul în care nu faci vaccin, ești supus tuturor acestor
microbi care sunt în jurul nostru. Dar știi ce n-am înțeles niciodată? De ce, dacă facem un vaccin anti-rujeolă, anti-rubeolă, antivaricelă, nu, că antivaricelă parcă nu se face, de ce totuși peste un an, doi, trei contactezi această boală și nici un micuț nu scapă de ea? Aceste tipuri de vaccinări se fac și ele periodic. Sunt doze de rapel, deci doze care se repetă la anumit interval de timp. Foarte mulți dintre noi greșim ca părinți. Vaccinăm copilul până la un an cu toate dozele de vaccin, dar uităm că pe parcurs copilul are nevoie de alte doze de vaccin pentru a-i stimula și a-i reaminti, să spunem așa, cu ghilimele de rigoare, organismului care are acel vaccin în interior și trebuie să se apere. Dacă noi întrerupem această schemă de vaccinare și nu o facem corect așa cum trebuie și cum ne indică medicul de familie și atunci când ne cheamă să mergem să vaccinăm copilul, normal că nu vom avea doza necesară de anticorpi în organism pentru a putea să ne apărăm de boala respectivă. Și atunci este inevitabil micuțul să facă boala, să faci boala ca și persoana adultă, intrând în contact cu un copil, și eu am pățit-o. Am intrat în contact cu un copil și a făcut rubeolă, deci având vorba aceea 30 de ani, deci se întâmplă, pentru că nu sunt respectate dozele de vaccin care trebuie administrate. Și totuși, să nu uităm, sunt boli, așa cum am zis, care au fost eradicate, datorită vaccinării. Și nu suntem noi primii, nici ultimii care am folosit aceste doze de vaccin, această schemă de vaccinare care este dată și care a fost folosită de Organizația Mondială a Sănătății. Sunt state care nu mai au nici aceste boli de copilărie, așa cum noi le avem în țara noastră, pentru că au știut și au avut și părinții și medicii conștiința aceea de a respecta ceea ce trebuie să respecte pentru a fi protejați, atât el cât și cei din jurul lui. Și vreți să ne spuneți că se fac și forme mai ușoare decât s-ar face dacă nu ar fi vaccinat copilul? Da, sunt forme ușoare, practic fiecare reacționează diferit. Așa e. Sunt copii care practic nu știi că au trecut printr-o astfel de boală și alți copii care fac forme foarte severe. Chiar și adulții, în general adulții, dacă fac... Suportă mai greu. Exact, suportă mai greu și sunt mult mai afectați de aceste boli ale copilăriei pe care le fac la o anumită vârstă. Aveți mulți ani, să spun așa, în meseria asta acolo. Spuneți-mi dacă schema de vaccinare se modifică periodic, dacă există perioade de mai mulți ani în care apare sau dispare un vaccin. Asta vă întreb ca să ne dăm seama dacă grupele de copii pe care s-a făcut vaccinarea sunt predispuse acum la ceea ce se întâmpla în trecut. Nu, din câte știu eu, schema de vaccinare este de cam aceeași. De ani, exact, da? Doar singura modificare care mai apare sunt acele asocieri de vaccinuri, pentru a nu face un vaccin singur unui copil și atunci se folosesc, este trivaccinul, este acel hexavalent care se folosește. Aici apar puțini modificări în sensul, în modul de administrare, în sensul de a folosi un vaccin împreună cu celălalt, pentru a nu traumatiza, să spunem, copilul să-l... Dar oare este bine lucrul ăsta? Nu știu, vă întreb. Da, pentru că organismul fiecare își are rolul lui și rostul lui, practic... Așa, pentru un părinte îngrozitor când știi că te duci și ce facem? Păi trei vaccinări acum. Cum acum? Acum! Da, dar să nu uităm că facem acele trei vaccinări și avem posibilă o singură reacție vaccinală, pentru că pot să apară stări subfebrile, stări de febrilitate reduse la un copil. Sunt reacții posibile și ușoare care pot să apar la vaccinări, o durere a locului de inoculare și atunci normal că îl ferești puțin pe copil de acest stres de a-l duce expune la medic și a-l, exact, așa, și a-l speria, pentru că se sperie, sunt vulnerabili și atunci... Păi normal că ne speriem noi, exact, care suntem adulți. Atunci este preferabil să cumulezi puțin și să le folosești astfel. Important este să le facem și aici, nu știu, cred că ar trebui în primul rând să ne modificăm ne puțin ca și adulți concepția și percepția, pentru că și noi la rândul nostru am fost vaccinați, că nu știm că am fost vaccinați, dar părinții noștri știu, nu am pățit nimic, am crescut mari, am fost feriți de anumite tipuri de boli pe care poate alții le-au făcut și se pot întâmpla și lucruri mult mai grave decât de a face o boală și a trece peste ea. Și atunci este bine să fim puțin și noi responsabili cu copiii noștri, pentru că au nevoie de aceste doze de vaccin.
Așa cum din nou am întâlnit acea reticență la vaccinul pentru fetițe, împotriva cancerului de col uterin. Și să nu uităm că este o boală care nu doare și o boală care nu iartă. Și care curmă foarte repede. Exact. Și este dureros ca și părinte să-ți vezi copilul într-o astfel de situație peste ani și ani, mai ales gândindu-te că ai avut alternativa de a contribui la sănătatea lui și a-l feri de astfel de situații. Da, cred că am trăit într-o perioadă foarte derutantă, să spun așa, și exact ce aminteam, un amalgam de informații, nu știi pe care să le mai crești și pe care nu. O să rămânem în această sferă, dar pentru că ați vorbit foarte mult despre copii, aș vrea să ne spuneți și despre decizia pe care o iau organele competente în vederea introducerii unei noi materii în școli, aceea de educație pentru sănătate. Părinții, deja când spui o materie în plus, se cutremură. Copiii ăștia nu mai au o viață personală, pentru că ei muncesc mai mult ca un adult. Stau acolo 6 ore, mai vin acasă încă 5-6, trebuie să le dedice fiecare materii câte o oră măcar ca să o aprofundeze. Ei nu mai dorm, ei nu se mai alimentează corespunzător și psihologii au tras și trag un semnal de alarmă, numai că nu se întâmplă prea mare lucru la nivel de minister. Cu toate astea, educație pentru sănătate este o materie care sună bine, care chiar contribuie la, să spun așa, cizelarea nu numai a caracterului și personalității în vederea educației, dar mai ales a individului ca om care trece prin școală. Da, așa cum am discutat puțin înainte de emisiune, la nivel național avem DSP-uri în țară care au luat inițiativa de a propune legislativului să introducă prin lege o materie, așa cum am spus, în plus. Dar nu este la stadiul de strângere de semnături? Da, sau este la stadiul de demarare a propunerii. Practic, noi vom avea, colegii mei și cei de la alte DSP-uri vor încerca să ia legătura și cu deputații și parlamentarii noștri de Gorj. Da, trebuie să dezbatere publică și mai multe. Exact. Și noi considerăm că ar fi necesară această acțiune și activitate în școli, pentru că da, sunt foarte multe ori, într-adevăr, într-o unitate de învățământ, foarte multe materii. Bine, cred dacă o materie frumos ambalată, să zic așa, și predată ambalat, la un mod exact. Interesant. Și este o materie la care nu trebuie să depui efort foarte mult intelectual. Ca oră trebuie de diligenție. Doar să fii, exact, să fii puțin atent și să te gândești ca și copil, că practic este pentru binele tău și pe mai departe al copiilor tăi, pentru că în primul rând te educi ca și copil, dar poți fi educat și ca părinte. Ce pot învăța la materia asta? În primul rând, pornind de la primele noțiuni de igienă individuală, pe care fiecare copil trebuie să le știe din grădiniță și de la mini-școală. Ceea ce înseamnă tot legat de sănătate, inclusiv de la mediul sănătos. Care trebuie exact. Să-i dedici 20 de secunde și mulți exact. Nu fac asta. Mediul sănătos în care trăim, o încăpere curată, aerisită, o școală curată și, bineînțeles, cu norme de igienă respectate. Comportament pe stradă, comportament în aglomerații, comportamentul pe care trebuie să-l avem față de persoanele bolnave. Este bine și util să știi să acorzi un prim ajutor persoanei căreia i s-a făcut rău lângă tine. De asemenea, cum să ne hrănim sănătos, cum să facem mișcare în mod sănătos, sporturi pe care le putem face și chiar dacă avem anumite afecțiuni, pentru că foarte mulți părinți fac greșeala de a lua scutire medicală copilului să nu facă sport. De ce? Pentru că sportul nu implică numai efort fizic și să alerge sau să facă sport o oră întreagă. Pot fi acțiuni educative care se fac în oră de educație fizică. Dar de ce credeți că fac acest lucru? Chiar au nevoie copii sau pentru că e posibil să împuște o medie mai scăzută exact. Care mai târziu dăunează la un portofoliu sau la un examen? Și asta este o cauză. Dacă presupunem că avem un copil supraponderal care nu-i place, care nu-i place mișcarea, dar de care are nevoie. De care are nevoie. Să avem un copil puțin mai firav și spune nu poate să alerge pentru că îi se face rău. Da, sunt afecțiuni care nu pot și nu permit efortul fizic. Alergări foarte multe, dar o oră pe care să o petreci pe terenul de sport
nu face rău nimănui. Nu trebuie să supui copilul un efort fizic stresant timp de o oră și atunci asta să zici... s-ar putea rezolva vorbind cu profesorul sau... Normal, pentru că niciun profesor nu cred că este atât de absurd încât să... omoare copilul la oră. Să-l omoare la oră sau să nu înțeleagă că acel copil și sunt conștienți și dumneavoastră că au nevoie de mișcare, au nevoie să stea afară. Este vară, este frumos... E, nu prea copii... mai vezi copii în fața blocului. Uite, chiar acum am exact. Sesizat și mă nici gândeam în fața la acest blocului, lucru. Nici în sale de sport și nici... Și nu vorbesc acum că e iarnă, dar și vara. Ei exact. În vacanță se zbenguie peste tot, dar așa nu prea au timp să iese. Cei care învață. Că... Nu știu nici dacă vara se mai zbenguie, pentru că mai nou laptopul, tableta da, și telefonul ocupă nu toată... Nu pot să nu vă contrazic. Exact. Deci, practic, ei fac mișcare... Mișcare tactilă. Exact. Nici de cum să alerge sau să... stea în aer curat, să fac o activitate care să le implice. Și sedentarismul ăsta unde îi va duce? La statistici pe care le avem noi cu foarte multe persoane care sunt supraponderale, cu bolnavi de diabet pentru că o alimentație nesănătoasă și fără mișcare din nou ne dereglează organismul. Probleme oftalmo, probabil. Exact, probleme cardiace, pentru că ori să obosească la prima etaj pe care îl urcă în plus decât traseul obișnuit, ca și părinți, din nou, din câte vedeți, se discută foarte mult în mass media de incapacitatea tinerilor din ziua de astăzi de a fi părinți și de a avea copii, pentru că fiecare dintre noi adoptăm un stil de viață nu tocmai corect și nu tocmai sănătos. Ca și părinți, nu avem timp de copii, nu le mai facem o alimentație sănătoasă și, eu știu, folosim aceste semi-preparate sau preparate tip fast food care se prepară foarte repede și foarte neapărat, comod. Nu aici trebuie să specificăm da. Și problemele pe care le au, că deja poate numai un membru într-o familie lucrează da, și automat e starea socială precară într-o locuință și exact. Și ăsta e disponibilul. Cu atât mai mult în aceste ore de educație se educă micuțul de la vârstă fragedă ce înseamnă tutunul, ce înseamnă alcoolul, ce înseamnă drogurile și acele ierburi și apropo, aici cum mai stă? Gorju, Târgu Jiu. Putem spune că și celelalte orașe. Din câte știu, nu am avut, nu putem spune că nu avem tineri, pentru că în special tineri sunt cei care consumă droguri, care consumă substanțe halucinogene, care fumează, îi vedem că fumează de la vârste foarte mici. Practic, ne integrăm așa în această atmosferă pe plan național și european. Și bineînțeles, pentru ei tentația este foarte mare, sunt curioși. Există și acea, să zicem, dogmă, că dacă nu fac ce face colegul, mă izolează și nu mai fac parte din grupul lor. Da, anturajul până la urmă. Exact. Care... Și dorința de a face parte dintr-un grup care este văzut mai bine. În opinia lor, da. Exact, în opinia lor. Bine, asta a fost și... de când lumea, poate exact. Și pe vremea noastră, dar contează foarte mult și fondul cu care vii din da, și cred că și noi ca părinți... discuția permanentă cu părinții. Exact. Bun, părinții acum sunt ocupați. Suntem mult mai obosiți și mai captați de alte probleme și suntem mai ocupați să le asigurăm partea materială și nu avem timp de micuți. De aceea aceste ore sunt foarte necesare, pentru că le ne ocupă și nouă. Cei de la noi sau nu? Vor fi profesori sau nu știm nu exact se știe nimic. Încă. Deci e doar la exact. Un stadiu de propunere exact, de proiect necesară. Care, exact, pe care noi vrem să-l implementăm, pentru că deja se constată din statistici că începând de la cea, nu știu, cel mai simplu, ca și mamă să-ți duci fica și o educație sexuală și o discuție cu fica, ceea ce înseamnă... Aici am stat cam rău noi, poporul român. Da, și uitați că am o statistică... Am venit așa cu dogme și din trecut. Exact. Am pe anul trecut 11 tinere sub 15 ani care au devenit mame. 11? Aici în Târgu Jiu sau în Gorj? Sau în cum? Gorj. În Gorj. Practic, între 15 și 19 ani, 240. Și-au pierdut școala? Nu. Pentru că în momentele de față sunt permisibile și nu mai există ca pe vremea noastră când o sarcină nedorită te exmatricula sau căsătorită deja pierdeai școala. Foarte multe care
eu știu, folosesc întreprea cursului sarcinii, avortul. Avem un total la începutul anului gravide înregistrate 907, iar după aceea am avut pe parcursul anului încă 1832 de tinere. Dar ca și întreprea cursului de sarcină am avut un total de 1514, din care în mediul rural 500 și restul în mediul urban. Aici am avut sub 15 ani, am avut 4 cazuri, dintre care, iar și între 15 și 19 ani, 101 cazuri. Deci, practic... Alarmant de multe, aș putea spune. Da, și este păcat, pentru că, practic, sunt niște copii cu copii. Cu copii, așa e. Ele nu au educație, nu e știu primul ce an, înseamnă. Așa, cu semnul întrebării aici? Nu, nu. În fiecare am avut cazuri sub 15 ani. Dar nu atât de multe. Nu atât de multe. Deja avem, deci, 11 ar care au devenit mame. Deși să fie descendent, începe, da, să prindă amploare și atunci... Exact. Deja ăsta avem este 11. Un subiect, iată, mă bucur că ni l-a spus aici în premieră, este un subiect pe care ar trebui să se aplece mai mult. Și cred că s-ar găsi în școli materii pe care, să fim sinceri... Sunt supuse consilierilor psihologice? Da, bineînțeles. Sunt și protejate, sunt ajutate de către asistenții și maternali și asistenții care sociali, dacă sunt în anumite localități. Practic, nu știu, e greu să consiliezi un astfel de copil. La capitolul altor boli foarte grave, despre care aproape că nici nu se mai discută, dar ele există, SIDA și ce or mai fi, ce ne puteți spune? Din nou avem, da, o statistică care... E îngrijorătoare? Nu neapărat îngrijorătoare, cât de dorit să nu existe. Am avut în 2014 trei cazuri noi de HIV înregistrate. Iar per total, la nivelul județului, sunt 135 de persoane seropozitive. Deci, practic, vin din anii anteriori. Nu sunt descoperite anul trecut. Anul trecut au fost decât 3 cazuri. Sunt extrem de bine izolate cât să nu pună în pericol viața altor persoane? Da, pentru că deja dumnealor, cei care se ocupă și medicii care supraveghează, știu foarte bine să... Și, bineînțeles, sunt educați să îi protejeze pe cei din jurul lor. Pentru că, de foarte multe ori... A crescut aici sau a scăzut? 135 sau spuneți nu, că sunt aceleași? Nu, sunt plus aceleași. Plus 3 în plus. Exact. Sunt cazurile care au venit din anii anteriori. De foarte multe ori n-au nicio vină că se îmbolnăvesc. Fiecare dintre noi putem să fim supuși unui astfel de infectări, pentru că nu știm exact... momentul în care am putea să inoculăm virusul. Sunt fel și bine, exceptând cazul în care o persoană se droghează și care folosește seringă de la mai multe persoane și dar pot fi contactate bolile și în alte situații în care noi nu ne dăm seama. Și la hepatita B și ce și ce-o mai fi, că suntem așa pe final de emisiune, sau mai este așa un semnal de alarmă la ceva ce ar trebui să știm, să ne ferim, să devenim? Da, bolnavi de cancer, pentru că, din nou, avem o perioadă de, o campanie pe care noi de o lună de zile desfășurăm împotriva și a prevenirii și a tratamentului bolnavilor de cancer. Avem... cazuri noi luate în evidență anul trecut, 854 de cazuri. Astea noi? Deci numai da, un an? Da, noi într-un singur an și aici avem, bineînțeles, cazuri de sân, din nou... Coluterin, probabil. Coluterin. Avem 43 de cazuri noi deci înregistrate. Deci femeile. Și leucemii la copii, că am văzut că s-au făcut și campanii foarte multe aici în Gorj. Nu am evidența cu leucemiile la copii. Nu, dar din câte crescut, știu... Toată lumea se întreabă, dar de ce? De ce un număr atât de mare și în segmentul ăsta de grupă până la 10 ani? Exact ce spuneam puțin mai devreme, și bagajul nostru genetic, ca și părinți, și se deteriorează. Exact. Și practic, nu știu, din ce în ce, se pare că și micuții noștri
din câte vedeți, foarte multe persoane, așa cum am zis, devin mămici de tinere. Organismul încă nu este pregătit și nu poate să facă față unei sarcini sau să... Și nu poate da un material genetic bun. Exact, sănătos. Iată, suntem pe final de emisiune. Eu vă mulțumesc că ați fost alături de noi, de telespectatorii noștri, că ne-ați mai adus așa în lumină ceea ce noi nu știam. Vă mai așteptăm și cu alte ocazii. Vă mulțumesc și dumneavoastră, stimați telespectatori, și vă doresc în continuare vizionare plăcută. La revedere!